invit pe domnul Marin German ca să ne prezinte o revistă foarte interesantă, importantă pentru comunitatea românească, doamna academiciană Alexandrina Cernob, la delegație, să facă o scurtă prezentare a celor două numere din glasul Bucovinei apărute în 2017. Dacă bate... Vreau să-mi exprim admirația pentru evenimentul organizat astăzi de Consulatul General al Uniunii la Cernăuți. Cu adevărat este un eveniment, în primul rând, interesant. Și în cel de-al doilea rând, cred că așa trebuie să se facă cu adevărat o diplomație culturală adevărată. Părerea mea. Referitor la revista Glasul Bucovinei, din păcate, doamna Alexandra Cernob, din mai multe motive. În anul 2017 au apărut două numere, cel de-al treilea apare peste vreo două săptămâni și despre el cred că vom vorbi în anul 2018. Aș începe totuși cu numărul 4, 2016, care a fost pregătit în 2016, s-a apărut la începutul acestui an. Deci, cronologic vorbind, și acesta ultimul număr din anul 2016 ține de anul 2017, urmând numărul 1, 2017 și 2, 3, 2017, urmează încă un număr, ultimul din anul curent. În numărul 4, 2016, este un număr consacrat memoriei academicianului Vladimir Trebici, fiindcă în 2016 s-au împlinit 100 de ani de la naștere, și am autorii, cei care l-au cunoscut, care au lucrat, care au știut de această personalitate proeminentă bucovineană, au scris despre Vladimir Trebici, urmând alte rubrici ale noastre tradiționale, cum ar fi Arhiva Bucovinei, continuăm să publicăm manuscrisul unui inginer, Țopa, care, pe lângă mai multe elemente neacademice, oferă totuși unele informații interesante, mai ales pentru publicul interesat de istoria Bucovinei.